Bună ziua! Vreau cu celeți părinți, dragi elevi și părinți, stimați invitați, vreau să vă urez bine ați venit la festivitatea de început de an școlar 2019-2020. Ca în fiecare an școlar, preoți din comuna Olbeni sunt alături de noi și dorim să ascultăm slujba de început. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tine ești, pe toate împlinești, Mistierul Bunătăților și Dător de viață, vinoște să lăsluiești într noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără drepturile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre! Pentru Sfânt numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea trecniță, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru n-ar prea sfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscop al Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime, cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, conducătorii țării mai mari orașilor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să trimită bunul Dumnezeu asupra acestor tineri Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, să le lumineze mintea și cugetul, să le deschidă inima spre primirea învățăturilor celor bune, pentru ca să sădească în inimile lor începutul înțelepciunii, care este frica de Dumnezeu și prin ea să izgonească din inimile lor ușurătățile tinereții și să le lumineze mintea ca să se abată de la rău și să facă bine. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru ca să deschidă mintea lor spre a pricepe și a ține minte toate învățăturile cele bune și folositoare. Pentru ca să le dea lor înțelepciunea care șade la tronul lui și să o sădească în inimile lor, ca să învețe ce este bineplăcut înaintea lui. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință să fie bucurie și mângâiere părinților lor și întărire bisericii noastre ortodoxe, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți în orice necazul, mânia primește și nevoia, apremântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea Sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu înscătoarea și pururea Fecioara Maria,
de Sfinții să o pomenim. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purlea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Dumnezeul nostru, cel mare, într-o sfat, minunat în lucruri, făcător la toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzesc poruncile tale, cel ce primești lacrimi în cele de umilință ale tuturor celor din nevoi. Că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu norociri, înfricoșând de pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând, iată te-ai făcut sănătos, de acum să mai greșești. Încă și din tine ai făcut ou sănătos și poruncit să se spere, prin cuvânt ai făcut să se sălășluiască lumina. Cel ce oprești valul de patimilor celor potrivnice și potulești marea cea serată acestei vieți și îmblânzești pornirea de cele grele de putate ale plăcerilor. Însubitor de oameni împărate, cel ce de-a nou să purtăm veșul luminat ca zăpadă din apă și a din duh, și acum trimite harul prea Sfântului de viață, Sfântul tău Duh, care sfințește toate, sfințește și apa aceasta. Și acum trimite harul prea Sfântului și de viață, Făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește, Doamne, apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul prea Sfântului de viață, Făcătorului tău Duh, care sfințește toate, sfințește și apa aceasta. Amin. Și prin gustarea și stropirea cu aceasta, pot trimite din nou binecuvântarea ta care spală întâlnăciunea patrulor și rugăm, cercetează neputința noastră, bunule, și tămăduiește cu a ta milă toate bolile ce le spătești, trupești. Pentru rugăciunile prea curate, prea binecuvântare stăpâne noastră, Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață, Făcătoarei Cruci, cu folosințele cinstor cireșilor și ne trupești puteri. Pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, cu tu ești cel care sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, până cu cel fără de început al tău, Părinte, cu prea Sfântul bunul de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, cel ce dintr-un începutul creației tale ai pus în ea înțelepciune, armonie și putere, cel ce pe omul creat de tine l-a înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a te cunoaște prin descoperire, dar și prin lumea ta cea văzută și nevăzută. Cel ce ai sădit în el minte luminată și judecată limpede, cel ce l-ai înarmat cu gând pătrunzător și dreaptă socotință, tu cel ce l-ai împodobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii, tu, Părinte Ceresc, al cărui Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, la vârsta de 12 ani, îi uimea pe învățații din templu cu învățătura sa cea mai presus de cuprindere. Tu, Doamne, Cel ce dintr-o înălțimea cerului Tău duhovnicesc îi vezi acum pe tinerii aceștia în fața cărților deschise și în așteptarea dascărilor lor. Tu însuți, Dumnezeule, binecuvântează în începutul anului școlar. Întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea adevărului Tău. Pe descoperirea adevărului Tău, păzește-i pe ei de cursele rădăcinilor pierzătoare de suflet, înalță-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterei, înzestrează cu voința de a-și sluji biserica, patria și neamul prin comoara sufletului lor. Deprinde-i cu bucuria de a-ți rosti numele și de a-și spune nădejde în ajutorul și binecuvântarea Ta. Că Tu ești Dumnezeu nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și prin crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și prin crucea Ta păzește pe poporul Tău.
Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștine asupra celui potrivnic dăruiește și prin crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și prin crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecior, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte, binecuvântează! Hristos, adevărat Dumnezeul nostru, pentru căciunile prea curate maicii sale, ale cuvioși Dumnezeu, purtător, părinții ai noștri și pentru ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască, mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitor. Amin. În al prea sfințitului părintelui nostru Ioachim, arhiepiscop al Romanului și Bacăului, dăruiește-i, Doamne, zile îndelungate, sporire, în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și în cărmuirea turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii. Cel păzește într-o mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască într-o mulți ani. Binecredinciosului popor român de tinde, conducători țării noastre, mai mari orașe ai satelor, iubitoare de Hristos armate, dăruiește-le, Doamne, zile bune, îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire, în toată bună sporire, iar asupra vrăjmașilor de iunță și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască într-o mulți ani! Binecredincioșilor creștine care sunt de față, dascălilor, educatorilor, conducătorilor, dă-le, Doamne, zile îndelungate, pace, sănătate, întru toate, bună sporire, și-i păzește întru mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți! Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani fericiți. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dragi elevi, dragi părinți, domnule educator, domnule primar, doamne director, tuturor celor prezenți, oficialități, suntem la un nou început și vedeți că ieri am avut prăjnuirea Maicii Domnului, nașterii Maicii Domnului. Astăzi, dacă vă uitați în calendar, Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, în 9 septembrie. Începem noul an școlar cu sărbători importante, cu modele foarte importante pentru viața noastră duhovnicească și trupească. Și avem sâmbătă înălțarea Sfintei Cruci. Așa cum spunem an de an, datoria noastră de creștini ortodoxi este aceea de a ne lua crucea aceasta a învățării, de a ne lua darurile pe care le avem de la Bunul Dumnezeu și de a le înmulți. E o cruce frumoasă, e o cruce ușoară, o cruce binecuvântată de Bunul Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem darurile noastre. Și la fel și voi, dragi copii, aveți mai mult decât oricând toate condițiile necesare pentru a învăța, nu bine, foarte bine. Și de la an la an vedeți că cei care dirijuiesc comunitatea se îngrijesc să aveți tot ce este important pentru a învăța. De aceea, dați slavă lui Dumnezeu pentru toate, mulțumiți lui Dumnezeu pentru câte aveți și nu uitați, așa cum spuneam, să mulțumiți darurile de la Bunul Dumnezeu.
Dumnezeu să vă ajute în noul an, să fiți sănătoși, să duceți la bun sfârșit ce începeți astăzi și să aveți, să vă fie de folos învățătura pe care o aveți de la educatorii dumneavoastră. Să fiți sănătoși, Doamne ajută! A fost o vară bogată în experiențe. Doresc să îi aplaudăm pe bobocii de la pregătitoare și să le urăm bine ați venit în școala noastră. Îmi doresc acest an școlar 2019-2020 să fie în acest an școlar să aveți rezultate foarte bune, atât cei de la clasele primare cât și cei de la clasele gimnaziale, și îmi doresc să aveți rezultate bune la evaluare națională, mai ales că în acest an s-a impus media 5 pentru admitere la liceu. Aș vrea să insist asupra acestui lucru, pentru că la sfârșit de clasa 8-a să ne vedem la fel de numeroși, da? La fel de numeroși. Aș dori să vă prezint învățătorii și diriginții de la clasă, pe cum și profesorii noi veniți în școală. Doamna Butrugă Mihaela, clasa pregătitoare și clasa 1. Doamna Chelmuș Maria, la clasa 2. Domnul Rău Cezar, clasa 3. Doamna Unta Mare din Dușa Mariana, clasa 4-a. Domnul dirigit de la clasa 5-a, Hurdea Mihail. Și anul acesta, cu tristețe, o să sărim peste clasa 6-a și o să spunem dirigit de clasa 7-a, Farcaș Felicia. Să-l aplaudăm și pe dirigit de la clasa 8-a, Mundeanu Pănel. Venit în școala noastră, cadrelor didactice, doamnei Sofone Elena, matematică și fizică. Doamna Farca și Lidia, sport. Doamnei Filimon Alexandra, chimie. Și mai avem câteva cadre didactice noi, cu care veți face ore, geografie. Doamna nu este prezentă, doamna de tip, o să aveți un cadru didactic nou și cei de la clasa a 3-a vor face engleză cu altă doamnă învățătoare. Dragi elevi, anul acesta vreau să vă îmbogățiți cunoștințele, să fiți mai buni, atât cu voi înși vă, dar și cu ceilalți, să îi respectați pe părinți, cadrele didactice și să vă îmbogățiți cunoștințele și să deveniți din ce în ce mai buni. Dragi colegi, cea mai mare satisfacție a profesorului este să se vadă de reușit de către elevul său, dar asta nu înseamnă o coborâre a standardelor. Vreau ca împreună să colaborăm atât cu părinții, cu biserica, cu primăria, cu poliția, cu dispensarul și să devenim din ce în ce mai buni. Și îmi scuzați emoțiile pentru că de dimineață sunt tot pe drumuri și aș vrea să vă urez, să încheie și să vă urez tuturor un an școlar minunat în care să deveniți mai creativi, iar la sfârșit de an școlar să spuneți că merită să învățați în această școală. Dau cuvântul domnului primar. Stimați educatori, învățători și profesori, dragi bunici, părinți și copii, dragi invitați! Astăzi este prima zi din noul an școlar 2019-2020, o zi importantă pentru noi, deoarece în aceste momente copiii au prioritate. Faptul că suntem prezenți la acest eveniment demonstrează că acordăm deosebită atenție educației și înțelegem rolul ei în societate. Începutul de an școlar este un moment de reflexie pentru ceea ce înseamnă educația, principalul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere când ne gândim la viitor. Primăria și Consiliul Local al Comunei Orveni a investit în unitățile de învățământ pentru că a dorit să creeze copiilor noștri medii plăcute,
medic-corespunzătoare pentru desfășurarea orelor. Educația este inițierea în viața spirituală, pregătirea sufletului uman în căutarea adevărului și virtuții. Vrem să ajutăm pe cei mici să ajungă oameni demni, respectuoși și capabili să ia hotărâri responsabile. Am convingerea că întregul corp profesoral contribuie la îmbunătățirea sistemului educațional, iar administrația locală se străduie să creeze condiții optime pentru desfășurarea în condiții optime a actului de învățământ prin atragerea de fonduri direcționate către educație, prin obiectivele în curs de execuție, unele, și aici putem enumera, pentru scurta reabilitare și extindere corp și grădiniță, corp și construire corp școală, la Orben construire grădiniță cu 3 săli de grupă, și altele în procedura de achiziție, precum ar fi construire grădiniță cu 3 săli de grupă în satul Scurta, investițiile fiind finanțate de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării. Aici la Orben vom construi, cred că în toamna asta, în octombrie, va începe o sală de educație fizică școlară pentru dumneavoastră, pentru copii. Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale prin Compania Națională de Investiții. Proiect pentru care a fost emis ordinul de începere, proiectare, urmând obținerea autorizației și emiterea ordinului de începere. Așa. La Scurta avem un alt proiect pe care vom încerca să-l finanțăm prin bugetul local, pentru demolare și construire sale multifuncționale, în vederea desfășurării de activități administrative, social-culturale, cu finanțare de la bugetul local, așa cum am spus. Acolo s-a amenajat și un teren de sport, pentru copiii să desfășoare activitățile sportive în condiții optime. La școala cu clasele 1-8 Orben și școala cu clasele 1-8 Surt au fost înființate acest sistem de supraveghere video. La nivel de comun s-a înființat în cadrul proiectului Cântec Popular parte din sufletul satului meu, ansamblu Spic de Griu de la Orben, unde avem o colaborare foarte frumoasă și fructuoasă cu doamna profesor Maria Șalaru. Iar pe această cale vreau să mulțumesc copiilor care fac parte din ansamblu, părinților și tuturor celorlalți implicați în acest proiect. De asemenea, prin Valea Trotoșului, al cărui membru suntem, s-a depus un proiect în vederea achiziționării de costume populare și efecte tradiționale pentru ansamblu Spic de Griu de la Orben, în valoare de 5.000 de euro. Toate acestea fiind în interesul copilului. Prin menirea dumneavoastră, oferiți copiilor posibilitatea să-și dezvolte abilitățile de viață și să-și consolideze competențe fundamentale. Dați exemple pozitive, încercați să adoptați programe speciale pentru a-i determina pe elevi să învețe cât mai mult și să înțeleagă importanța școlii. Un factor important și de răspundere al educației este familia. Dumneavoastră, bunicii, părinții, o conduceți și răspundeți de ea în fața societății și a vieții copiilor. Ne străduim să asigurăm copiilor noștri un mediu cât mai corespunzător și favorabil dezvoltării lor, motiv pentru care vor înțelege că în viață omul trebuie să urmărească un ideal. Pentru a-i ajuta cu adevărat pe elev, recomand părinților să păstreze în permanență o strânsă legătură cu școala. Datoria noastră părintească ne obligă în a ne da silința să formăm din copilul nostru un om și un caracter. Dragi copii, vă doresc să începeți anul nou școlar încrezător în forțele noastre și cu dorința de a demonstra că sunteți capabili să fiți responsabili și v-aș bucura ca fiecare dintre voi pe parcursul anilor să descoperiți pasiuni, înclinații care în viață să vă înclinească. Vă urez un an școlar frumos, cu rezultate cât mai bune și mult succes cadrelor didactice și elevilor în desfășurarea activităților școlare. În final, vă pot asigura că pentru noi, ca și autorități locale, educația, sănătatea, cultura, infrastructura reprezintă o prioritate în pregătirea și dezvoltarea tinerii generații. Vă asigur că vom depune toate eforturile pentru ca dumneavoastră, tânăra generație, să aveți condiții optime pentru a învăța, pentru a vă dezvolta sănătos, pentru a putea fi pregătiți să pășiți în viață. Tuturor vă doresc un an cu împliniri școlare și profesionale, bucurii și gânduri bune. Să ne dea Dumnezeu un an școlar bun. Multă sănătate și mult succes vă doresc tuturor. Vă mulțumesc! Și bine v-am găsit. Dragi elevi, stimați părinți și profesori, onorată asistență, a devenit deja o tradiție ca noi, polițiștii, să vă fim alături în această zi specială.
Trăim împreună cu voi emoția unui nou început și anul acesta, mai mult ca în alți ani, venim în fața dumneavoastră pentru a vă asigura că profesioniștii ai Poliției Române vă sunt alături și au ca prioritate siguranța dumneavoastră. Cu toții știm că un copil, indiferent de vârstă, are nevoie de atenție, îndrumare și de protecție. Credem că o colaborare permanentă între cadre didactice și părinți va asigura premisele unui parteneriat eficient care să conducă la prevenirea incidentelor ce ar putea perturba liniștea comunității în care trăim. Ne dorim ca împreună, prin dezvoltarea unui simț al comunității în jurul școlii, să oferim copiilor noștri un an școlar încununat de performanțe în siguranță. Este datoria noastră să vă fim alături, să vă sprijinim și să contribuim la asigurarea unui climat optim de care fiecare copil are nevoie pentru o dezvoltare armonioasă. Poliția Română, prin mine, agent de poliție Costia Carmen, de la postul de poliție Orbeni, urează mult succes în anul școlar 2019-2020 tuturor celor care astăzi trăiesc emoția și bucuria unui nou început, plin de bucurări și speranțe. Vă mulțumesc! Pentru că sunteți cu toții nerăbdători să vă cunoașteți clasa, să vă cunoașteți colegii, să vă cunoașteți cadrele didactice, îi invit în școală pe Bobocii, de la clasa păgintoare, soții de cei de clasa 1 și de doamna învățătoare Boturucă Mihaela. Clasa 2, clasa 3, clasa 4 și mai departe. Ce să vă doresc, cadrelor didactice, doamna Mihaela, mult succes, aveți o echipă, o sală plină, de care trebuie să vă bucurați. Sperăm ca la anul să ne vedem voioși, frumoși și cu mult mai multe cunoștințe asimilate, da? Mult succes vă doresc și dumneavoastră, părinților, sănătate multă și să aveți grijă de copii. Mulțumesc! Da. Aș vrea să-l aplaudăm! Da. Emoția aveți și voi. Sunt convins că și voi, dar avem mai multe decât voi. Vă lăsăm cu bine, lăsăm pe doamna să-și facă treaba. Părinților! Da, uite că eu... Grupa pregătitoare și clasa întâi, nu? Da.
Da. Încă o dată, mult succes și multă sănătate tuturor. Mulțumim. Mulțumim.